În acest video voi explica factorii care afectează evoluția lui Neo, care de o lună și ceva de zile este pe un trend descendent și a ajuns de la 67 de dolari cât a fost maximul anul acesta la 35 de dolari cât este acum, punându-i în dificultate pe mulți dintre investitori care se întreabă dacă să mai țină sau să vândă acțiunile. Analizând piața, am găsit următorii factori care afectează prețul acțiunilor NIO. Primul, sell-off-ul existent pe piața americană în sectorul tech, care afectează automat și sectorul vehiculelor electrice, întrucât acestea sunt asimilate ca aparținând și sectorului tech. 2. Producția de chipuri este sub nivelul cererii. La nivel mondial sunt doar câțiva producători mari de chipuri, dintre care cei mai semnificativi sunt TSMC, Samsung, GlobalFoundries, care a aparținut mai de mult lui AMD, și UMC. Aceștia sunt acum toți cu producția la maxim datorită cererii foarte mari generate de pandemie. Pe lângă acest lucru, Statele Unite au impus sancțiuni și împotriva unor producători chinezi mai mici de chipuri, lucru care a exacerbat criza. Din păcate, pentru viitor, producția nu va putea crește pe termen scurt, investițiile în noi capacități de producție sunt de ordinul miliardelor de dolari, iar construirea fabricilor durează destul de mult. Deci vom avea producție mărită doar dacă fabricile actuale reușesc să-și crească capacitatea și doar în câțiva ani de acum încolo vor apărea și noi fabrici. E posibil și ca în urma vaccinării populației și a redeschiderii economiilor, cererea actuală de chipuri să înceapă să se diminueze, scăzând astfel presiunea pe capacitățile actuale de producție și reducând criza chipurilor la nivel mondial. 3. Îngrijorări reapărute referitoare la delistarea companiilor chinezești de la bursa din Statele Unite după ce SEC-ul a început să implementeze legea care poate duce la delistarea de pe piața americană a acestor companii. În presa americană și pe online au reapărut din nou în ultima vreme articole alarmiste referitoare la delistarea companiilor chinezești, care s-au adăugat peste slăbiciunea existentă a acestora. Am făcut un scurt video pe tema delistării, în care am explicat faptul că nu e un motiv de îngrijorare pe termen scurt, adică următorii 3 ani. Pun linkul către acest video aici. 4. Slăbiciunea lui Tesla, care în ultimul timp este pe un trend descendent. Cine urmărește piața observă imediat că NIO în general urmărește evoluția Tesla. Crește Tesla, crește NIO și invers. Scade Tesla, scade NIO. Probabil că la un moment dat se va produce o decuplare, dar cel puțin anul acesta cred că NIO va urma trendul dat de Tesla, exceptând zilele când NIO poate avea totuși catalizatori specifici pozitivi foarte puternici. 5. NIO va opri producția 5 zile săptămâna viitoare și a revizuit în scădere livrările de mașini în primul trimestru la 19.500 de vehicule față de estimarea inițială de 20.000-20.500. În urma acestui anunț, vineri, NIO scăzuse la un moment dat cu aproape 8%. Cred totuși că piața a exacerbat importanța acestui lucru. Din ce am văzut prin presa chinezească, se pare că aceste 5 zile nu vor fi pierdute totuși pentru NIO, decât din punct de vedere al producției, pentru că se lucrează la o parțială retehnologizare a liniilor de producție existente. 6. Scăderea acțiunilor firmelor chinezești de la bursele din China și Hong Kong, care au început o tendință de scădere de la începutul lui martie, odată cu ceea ce s-a întâmplat și pe piața americană.
7. Piața americană nu are foarte mare încredere totuși în acțiunile chinezești. Când se evaluează o acțiune, o companie, nu e vorba doar despre venituri, balanțe fundamentale și așa mai departe. Percepția contează foarte mult pe Wall Street. De exemplu, avem Tesla, dacă ne gândim totuși cât de supraevaluată este, și apoi putem să comparăm cu Alibaba, de exemplu, care are iarăși rezultate uimitoare, dar este mult subevaluată față de companiile americane. Acest lucru provine de la lipsa de încredere a cel puțin unei părți din investitorii americani în aceste companii, pornind de la faptul că, nefiind verificate de auditori acreditați în Statele Unite, există posibilitatea să raporteze cifre neconforme cu realitatea și astfel să înșele investitorii. Am avut exemple în anii trecuți la Luckin Coffee și alte companii care au produs pagube însemnate celor care au investit în ele. Deci acest lucru este real, dar nu e valabil totuși pentru toate companiile chinezești. Personal, din ce văd, NIO pare să aibă o transparență mult mai serioasă față de alte companii și nu cred că va încerca să măsulească cifre referitoare la producția de mașini sau ceea ce raportează ei. Voi mai reveni cu încă un video în care încerc să fac o predicție referitoare la ce ne așteptăm în luna aprilie.